Ai la Cluj? Da. O să mergem și mie camera asta, că n-am văzut-o niciodată, te rog. De ce? Ha? De ce? N-am văzut asta 508 niciodată. Te rog frumos, lasă-mă să intru. Promit că nu fac... Nu, lasă-mă să intru, te rog frumos. Nu vreau să mergem nicăieri. Nu vreau să mergem nicăieri, te rog frumos, lasă-mă să intru. Oricum stau aici până iese. Ce rezolv? Promit că nu-i fac nimic și că nu nimic. Nu vreau să nimic. Stă bine așa la ăsta. Dar n-am nicio treabă, dar nu vreau să mă țigănesc cu tine. Și nici cu ea, vreau să-i demonstrez că e mai josnică decât zice. Atât. Da, după ce îmi deschizi ușa și o văd. Nu, te rog frumos, nu vreau să mă țigănesc, n-am nicio treabă cu tine. Nu, te vreau pe ea. Putcăre. Poftim? Deschide ușa. Tu nici n-ai, de ce ai lăsat chiar nu știu, cu ce mai intri? Cu ce mai intri acum? Dar lasă-mă că e dreptul meu, vreau să-mi filmez soția, nu pe tine. Te rog frumos, nu vreau să mă cer cu tine, Ciprian. Deci știi care e chestia? De la tine mă așteptam mai puțin decât de la ea, sincer. Dar nu e nicio problemă, că se întâmplă chestii în viață. Ciprian, nu plec de aici până nu iese. Ana, hai, ieși afară. Ana, ieși afară, te rog frumos. Nu vreau să vorbesc. Dar ce, eu ți se pare că vreau să-ți fac ceva? Doamne, iartă-mă, cel mai calm om din lume. Te rog frumos, spune să iasă, să deschide ușa. Stai de vorbă. Nu, vreau să o văd pe ea prima dată și după aia, dacă vrei, stăm de vorbă de 3 ore. Ana, hai, ieși afară, că știu că ești acolo. De 4 ore, hai. Dar lasă-mă, mă, vreau pe ea. Tu oricum dai bine la cameră. Dar nu, dar vreau să vorbesc cu ea. Lasă-mă să vorbesc cu ea. Dar poți să vorbesc cu tine? Îmi recunoști acolo, da sau nu? Poți să vorbesc cu tine puțin, te rog. Îmi recunoști acolo? Poți să vorbesc cu tine? Da, după ce o văd. Te rog frumos. Te rog frumos. Vreau să fiu cel mai calm om din lume și vreau să o văd. Atât de tot. Da, putem sta cât vrei tu de vorbă. Nu vreau să vin până acolo, vreau să stau aici. Am toate dovezile, oricum am poze, tot. Păi dar spune să deschidă. Păi ce deschidă? Hai să vină cu tine. Ana, deschide odată. Hai, nu mai fi. Hai. Hai, Ana, deschide. Nu stau, acum stau de vorbă. Ți se pare că ești nervos sau ceva? Îți calm. Spune-i, te rog frumos să deschidă, că ești în Prosop și nu poți să te duci așa la recepție. Să-ți faci altă cartelă. Da, hai să stau de rog tine până aici. Nu. Băi, dar domnule, iartă-mă, ce se întâmplă? Băi, și dinainte vă să afle ea, mă, de atunci, de când ați fost 3 zile la mare, și-am acuzat-o, mă, și acum la loft ați rămas împreună, numai voi doi ani au plecat. Da, nu, a rămas nimeni, bine, ia-mi recunoscut că ați rămas. Nu vin. Ana, hai, deschide, că stau aici până mâine. Hai, Ana, te-ai îmbrăcat? Că mă gândesc că erai în Prosop și tu, haide, te rog frumos, deschide. Ha? Demonstrează-mi că nu-i nimeni acolo și povestim cât vrei și plec. Poți să-mi faci asta? Nu poți să faci asta. Poftim? Păi spune să deschide. Hai mă, vină stau de rog. Da, stai și dar ce vrei să vorbim? Vorbește. Uite, sunt aici, tu acolo, vorbește. Dar nu, asta e treaba mea, eu vreau pe ea, nu știu, și pe tine ce bine arezi, dar n-am nicio treabă. Serios, dar nu vorbesc la mișto și nici nu vreau să mă cer cu tine, ci prea serios. Îți mai calm decât poți să-ți imaginezi, numai vreau să deschid o altă ușă. Ana, hai, deschide ușa. Oricum am poze când ai parcat aici, când ai intrat aici, că el e cazat aici, degeaba nu vrei să ieși. Hai odată. Haide, Ana. Hai că e în Prosop și nu poate să meargă la recepție. În care ai făcut-o bine? E dat bine? Nu. Ha? Nu? A, așa stați voi, ca prietenii, să povestiți, nu? Ha? Păi nu, că ea s-o fi îmbrăcat între timp. Mă gândesc, nu? Băi, da, exagerez. Da, spune-mi, tu uite-te în ochii mei și spune-mi că noi... Uite-te în ochii mei și spune-mi că Ana nu-i înăuntru și vin să povestesc cu tine. Da, spune-mi că Ana nu-i înăuntru. De ce nu te filmezi pe tine? Eu vreau să aștept pe ea să iasă afară. Și oricum, unde Dumnezeu să plece? Să se arunce pe balcon? Ce să facă? Dar nu vreau să vin până nicăieri. Dar nu vreau să vin până nicăieri. Bună. Ce faci? Am vrut să-ți demonstrez că ești de cea mai joasă speță. Mai de joasă, așa, bravo, v-ați închis amândoi de afară. De cea mai joasă speță. Mai de joasă speță decât ai zis-o despre mine. Asta spune că ți-e scârbă să te atingă altcineva. Nu așa mi-ai spus astăzi. Că ți-ar fi scârbă să te atingă altcineva. Cum ai putut să faci? Cum, mamă, cum am putut eu că ți-ar fi scârbă?
No, păi e bine dacă ți-ați închis afară. E bine să-ți dea atâtea ore. Nu, îmi cer scuze că eu nu-ți dau atâtea. Numai două, trei am putut în viața mea. Ai ceva de spus? Spune. Mi-ai spus astăzi că ar fi scârbă cineva să te lingă tine. Asta ai spus asta plângând. Eu te-am acuzat de o singură persoană toată viața mea. Uite-te. E în prosop că era cald, nu aveți aer condiționat, să zice. Hă? Spune. Ce ai să-mi spui? Spune-mi ce ai să-mi spui. Ce să facem? Zi ce să mergem în cameră. Măcar te-ai făcut bine, spune. Zi. Am avut dreptate și atunci l-am mare și că ați rămas la loft. Acum e prima dată, așa-i? Atunci nu m-a statonat, așa-i? Spune. Spune. Vrei să nu facem un circuit? Dar eu nu fac ce ți se pare că zbiegi. Sunt foarte calm. Eu nu vreau să mă duc în cameră. Spune-mi de ce ai făcut asta. Spune-mi de ce. Dinainte ca să afli de mine. Deci tu ai început totul. Și te-ai vrut să scapi de mine. A, da. Nu e adevărat, așa e? Ok. Și stai să mă uit, știi cât e ceasul. Ești bine, ești de vreo 4 ore aici. V-ați tras mult? Ha? Nu? Ce ați povestit, așa e? Ha? Și eu când povestesc cu cineva, tot în prosop stă. Nu, lasă, nu te-ai așteptat. Îți doresc o după masă foarte plăcută. Ce spui? Spune ce mai vrei să zici. Că ești mai josnică decât toate persoanele despre care ai vorbit? Aia vrei să-mi spui? Ha? Spune-mi ce ai de zis. Te-am prins cum te-ai futut cu unul. Cum te-ai fus cu unul în cameră. Da, spune-mi. Vrei să vii și tu? Numai că ești desculță, că n-ai apucat să vă luați. El numai prosopul și tu numai asta. Ceau.